Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un, un nou videoclip ieri sau azi de fapt este chiar și acum se face acum s-a făcut 12 noaptea stați să vară să nu ziceți că sunt vreun mincinos acum s-a făcut 12 noaptea mi-a făcut Felipe un video cu dedicație le mulțumesc celor care m-au anunțat pe Discord și pe Instagram eu am fost plecat la un grătar asta e unii pleacă și se distrează alții văd că îmi vibrează și telefonul. Alții se distrează și Felipe stă și face videoclipuri cu dedicație pentru mine De să înțeleg că sunt un om foarte important pentru el Dar vreau să-i mulțumesc lui Felipe Deoarece cu ocazia asta îmi fac reclamă la noua mea serie Haterul meu preferat, serie exclusivă pentru membrii. O serie în care vă arăt haterii mei De mai apare cât un copil de stat pit, care mă înjură pe toate platformele posibile Și bagă niște perle d'alea cu răutatea aia Mamă Dacă vă place să vedeți niște copii retardați care îmi dau cu hate și îmi lasă poezii de-astea întregi. Puteți să deveniți membri și vedeți acolo. Dacă nu, nu e nicio problemă. Cu ocazia asta mi-am anunțat oamenii care sunt deja membri că au ceva exclusivități. Acum să trecem la omul nostru Felipe. Am apucat să văd foarte puțin din începutul videoclipului. Am păstat restul pentru când ajung, ajung urma să ajung acasă. Acum sunt, a, sunt acasă, ieri am fost plecat. Ieri adică până acum două minute că e acum 12 minute când filmez. În fine, voi o să vedeți videoclipul de dimineață. Hai să vedem ce ne-a pregătit omul nostru. Văd că deja mi-a pregătit un cont de Discord. Și din nou, cum am spus și în episodul anterior, el mi-a făcut un profil și la poză mi-a pus un cadru cu mine dintr-un videoclip filmat afară. De data asta, a stat să caute o poză cu linkul cu pictograma canalului meu, cu avatarul. Pentru că n-a fost în stare să găsească cu poza asta nu se vede acum asta YouTube-ul și Stimul pentru că stream mode enable și nu stau să dezactivez. Dar eu am YouTube-ul și Stimul, atata. Și n-a fost în stare să găsească poza asta pentru că este o poză făcută de mine. Adică am luat asta cu Mr. Clean sau Mr. Proper, dar mimul e Mr. Clean și am adăugat baba, baba, barba asta de Vasile Traian. Hai să râdem și noi. Deci, văd că mi-a pus o video 666 care fie ar putea să fie un edit, să fie de fapt o poză pusă aici, a pus peste, să se vadă o video 666, cum e la discordul meu, sau a luat un canal de-al lui, i-a schimbat numele în video 666 și după a spus la loc numele, uh, numele canalului său. Deci fie și-a schimbat numele la un canal cât să facă chestia asta și apoi s-a întors la... I-a schimbat numele la loc sau a făcut direct un cont cu numele meu și apoi l-a șters. Deci este foarte ușor să faci așa ceva. Și a pus numele Ovidiu666 pentru că nu este un nume unic ca pe Instagram, să spui un nickname unic, gen Andrei712, Andrei713. Nu. Pe YouTube știți cum poți să spui 10 canale cu același nume, dar diferă linkul. Și hai să vedem. Și dăm... Pe lângă asta sunt două filmări, una peste alta. Se vede că a făcut cat în momentul în care a editat. Deci nu înțeleg, de ce îmi filmezi o filmare, nu filmezi direct când faci asta? Adică ăsta se chiune să trucheze un trucaș sau nu înțeleg. Dar în fine, pe lângă asta, de ce nu m-a căutat cu, văd că Sanchi a și vorbit cu mine așa, nu înțeleg de ce nu a făcut asta cu Discord din browser, să se vadă ureleu. Că în moment, că, în gen, na, când deschizi un link apare ureleu. Pe lângă și asta, dăm click, frate. Cum a dat click-ul, nu nici nu filmează tot ecranul. La mine nu se filmează tot ecranul pentru că vedeți, e ultra wide. Asta e altă parte. Dar uh, a făcut pur și simplu cut, un cut foarte ieftin, pur și simplu. A dat click pe contul la fake, a apărut pagina de loading, a făcut cut și apoi, da -a văzut ca... și apoi a făcut un, a dat un refresh și a intrat pe canalul meu. De ce nu face asta de Discord din browser ca să-l bagi mai repede și să nu se mai vadă că e cat? N-a făcut asta pentru că a trebuit să filmeze și apoi să editeze ca să iasă trucajul. Că nu putea să facă asta pe bune din prima. Mă înțelegeți voi pe mine? Când dat click și uitați că ne duce la canalul meu de YouTube. Așa este, este canalul tău, nu este canalul meu. Exact cum a făcut și Los pe aceeași greșeală a făcut-o și el. Deci din nou, de asta el filmează o filmare. A făcut o filmare fake în care dă click, că a făcut el un cont acolo și un fals, o video666, deci a făcut un canal cu același nume, și când dă click pe el, face cut și ca să apară animația de loading, dă un refresh la pagină și bagă după ce a dat refresh, că de asta nu filmează toată pagina. Nu filmează tot, tot ecranul. De ce nu se vede ce browser folosește, de ce nu se vede bara de start? Pur și simplu, cum a luat Bandicam-ul să filmeze? nu a filmat tot ecranul, a filmat doar o bucată din fereastră. Cât să nu se vadă uh, cadari fresh și că link-ul și alea. Pur și simplu este un trucaj pe care orice copil de clasa 7 îl poate face. Pentru că și eu puteam să fac din astea când eram clasa 7 sau 8 de pe o tabletă cu Android 4 sau 5. Deci cum e mă contul meu ăsta? Este, uh, este contul meu, nu este contul tău totuși. Avem și noi niște caturi de-astea din nou, acum el a lăsat să se vadă așa. Cum să spun, aici l-a dus capul. A lăsat să se vadă o parte din ecran, să nu se vadă tot. Ca să nu ne bată la ochi, că de ce pe filmarea aia nu s-a văzut înapoi, înainte, refresh, home și ați înțeles voi. Deci pe mine jur că nu mai pot cu dobitoși și cu țărani de genul ăsta. Zice așa, dobitoșii și țara, dar cum să spun? O fi eu de la țară, da. nu eu stau într-o cocină, adică n-am avut green screen din totdeauna și eu filmam de mi se vedea mobilierul din cameră și ce dezordine mai aveam. Recunosc, nici la mine nu era lună și bec. Am auzit un unat undeva prin casă și eu n-am pisica la mine acum. Uh, dar da pe lângă asta. Și la cum spuneam, și eu am filmat în da mi se vadă, de mi se vedea fundalul. Dar niciodată nu am avut asemenea cocină de porci. De porci. Oi fiu eu de la țară, locuiesc într-o comună unde nu există apă și canalizare, dar nu eu locuiesc, eu nu locuiesc într-o cocină de porci. Efectiv e cocină cu mele în cameră. Ce e acolo? Sacoșe aruncate pe ușa de la dulap sau ja, jacheta jachetă, geacă, ce o fi asta? Adevărul chiar că e cocina de porci. Și uitați aici Ignatul pe care nu l-am tăiat de Crăciun. Dar de Crăciunul ăsta nu-l mai iertăm. Care nu fac decât să dovedească over and over cât de proști sunt. Și... Bă, nu te mai crede Silviu Fire să o bagi pe romgleză. Mai și semnalează. Deci individul ăsta pe lângă faptul că și 6 666 vrând să spună că e satanist, ceea ce din nou arată maturitatea lui mai se... Um, știi, în momentul în care un om în toată firea de 30 de ani Vede că cineva are numele 666 și îl consideră satanist. Eu cred că tu ești la imatur aici și nu ești în stare să deosebești un nickname de un nume real. Pentru că eu știu că tu m-ai stolcărit și am spus mereu chestia este asta. Mi-am pus 666 în nume pentru că m-am jucat CS16 în 2006 la 6 ani și numele ăsta îl mai aveam de dinainte pe jocuri pentru că mă jucam de mic. Și l-aveam la mișto, mai puneam cu 666 la mișto, că na, ui satana, nu știu ce, glume de astea e copii. Și canalul fiind de gaming, am păstrat numele ăsta. Dacă tot am fost gamer de mic și canalul de gaming în principal, am lăsat numele ăsta. Dar din nou, o persoană la 30 de ani, dacă vede că unul are așa ceva în nume, e clar că e satanist. Dacă luăm un pușcăriaș care are tatuată sau poartă o cruce la gât, înseamnă că e popă? Laudă că este și bețiv moldovean și nu știu ce. Ok, deci tu vrei să spui că moldovenii sunt bețivi sau cum? Știți de unde a scos asta cu bețiv moldovean? Cred că se vede aici. A? Am eu gradele astea pe Discord la mine. Ca am foarte multe grade de da, astea puse la mișto. Uh, VIP veteran și mai am și din astea, la Bagiu Vesel, moldovean bețiv, a mai multe grade. Din astea făcute la mișto. Și ce a zis? Hai să ne luăm de Uh, gradele pe care și le-a dat el. E gradul principal de video 666 pentru că sunt eu patronul aici, restul mi-a pus și -o niște grade ca să fiu în rând cu lumea. Că puteam să-mi las pe și doar atât, dar am zis, hai să le pun și pe -astea să fie. Și el n-a avut tupeu să se lege, ce puțin poate aici mai încolo, n-a avut tupeu să se lege de gradul ăsta, pentru că el nici măcar vesel nu e. El e foarte trist, el e la bagiu depresiv. La bagiu virgin depresiv. Și a zis, hai să-mi de faptul că e moldovean bețiv. Că poate trebuie să n-ai găsit ce să se efectiv. E ca atunci când te desparți de gagică ta, caută motiv de ceartă, păi și nu știe ce să zică, că tu ai fost prea, prea exemplar. Cam așa și el. Nu prea are ce să-mi zică și mă urmează să-mi spună că într-un videoclip am strănutat sau că în alt videoclip nu aveam și retul bine legat. Sau că mi-a zburat eu o muscă pe fundal acum 2 într-un video. Nu m-aș mira să înceapă să bage din astea. Asta ar trebui să arate nivelul tău de inteligență, dacă Dacă tu te pui la mintea unor puștani mai mici ca mine, de sub 18 ani, că sunt mulți care fac mișto de tine pentru că ești un obsedat, te pui la mintea lor și în loc să-ți vezi de treaba ta, să te prefaci că într-adevăr ești vinovat și toți într-una ne arată cât de prost și de frustrat ești. Nu o spun cu răutate, dar ăsta este adevărul. Arătă... Ascultă aici de pletosul ăsta care dacă își desprinde părul și se îmbracă în alb e Iisus. Nu te mai lua de vorbele Mântuitorului. În continuare cât de prost ești, hai să arăt ceva care cred că e suficient pentru tot restul videoclipului. Hai să vedem. Dacă este suficient pentru restul videoclipului, de ce ai filmat încă 14 minute și jumătate? Ce zice el aici? Nu stau, nu stau să uite la videoclipuri, ideea asta în mi-a făcut și mie un cont de Discord și a pus poza asta cu bide. Eu ți-am făcut ție cont de Discord. Da. Dumneata. Păi băi, dobitocule, vrei să-ți arăt cât de ușor să poate dovedi că contul ăla e al tău? Deci om... Bun. De ce? Nu Numai aceeași poză. Când videoclipul ăla e o poză cu mine dintr-un videoclip de al meu filmat pe afară. Acum a pus uh, altă poză. Nici măcar n-ai făcut la fel, același cont. Și chiar dacă eram într-o grupare infracțională, deși eu într-adevăr, în domeniul în care lucrez, am dat semnătură la poliție că păstrez confidențialitatea și nu dau din casă. Dacă într-adevăr eram într-o grupare infracțională, nu foloseam Discordul foloseam o aplicație mult mai sigură decât Discordul și doi la mână nu foloseam numele meu real. În primul rând, cu toții știm, ăștia care sunteți de vârsta mea sau care sunteți mai măricei, cu toții știți că cei care erau turnători la securitate aveau un nume de cod. Îl chema Vasile, dar avea numele de cod Popescu sau chestii de genul. Așa și eu, dacă într-adevăr voiam să am să fiu sub anonimat într-o grupare infracțională, îmi puneam numele, nu știu, al Albatro, Albatros Albastru sau Porumbelur, Porumbelul, Porumbelul sau ceva la mișto, să nu se știe că sunt eu. Dar nici măcar atâta. Hai să vedem ce vrea să-mi demonstreze aici. Omul ăsta este atât de cretin încât nu-și dă seama că efectiv lasă urme care îl dau de gol. Ăsta este... Vrei să -ți zic eu urma care te dă de gol? De ce în momentul în care iar acum m-am uitat un pic la notificări și am un lucru de spus. De ce ți-au venit lăudătorii? Că dacă intrăm acum pe videoclipul ăla, mai ai vreo două comentarii de la lăudătorii tăi, de la fanii tăi. De ce fanii tăi, în fanii tăi, îmi lasă comentarii în același timp cu tine și de ce nu lasă la interval diferit? Adică, înțeleg, vezi tu acolo și lași răspuns și după vine lumea. Nu! Lasă lumea instant răspuns deodată așa, cu tine, în ghilimele alți oameni, când vin fanii tăi, vin toți aproape simultan și pe lângă asta, nici măcar nu știi să ascunzi asta. Cine lasă urmele mai pe față? Eu sau tu? Și de ce toate se întâmplă simultan? De ce au venit? De ce nu întâi mi-ai răspuns și apoi ai postat videoclipul? Ca să văd și eu asta. De ce totul se întâmplă simultan? Fix când vezi tu, instant vin apărătorii tăi. Cum vine asta? Hai că vreau să văd ce mai spune, că de aici nu mai ce s-a întâmplat. Am văzut un pic pe drum și atât. Este contul care apare pe grupul ăla de discord care ci că e făcut de... Și cum spuneam, aveam altă poză pe ăla de mi ai făcut tu. Nici asta n-ai știut să falsipici. Hai mă, Felipe, aveam pretenții mai mari de la tine. Un copil de clasa 8 a știe să copieze mai bine. De mine ai auzit ce a zis. Hai să vedem dacă e așa. așa. Deci m-am încercat să-i scriu. Vedeți că sunt deja blocat. Deci omul m-a blocat dinainte, dar a uitat. S-a blocat singur. Are mai multe voci în capul lui. Să fac o chestie. Îl consolează, îl înțel... nici vocele nu îl înțeleg. Care îl dă de gol. Exact greșeala pe care a făcut-o și Ciprian Lospap. Îți dai seama pentru că dacă mai eram cu cineva și vedeam că a fost demascat, lăsam și... îți lăsam și ție urmașa, nici de cum nu ascundeam. Probabil s-a gândit că nu o să dau de acest profil. Vedeți, contul este conectat la YouTube, la Ovidiu666. De ce nu sunt pe serverul meu de Discord atunci? Hai că am pus și și aici începe trucajul. Hai să vă arăt cât de prost este Felipe. YouTube. El filmează acum aplicația. Cred că acum filmează din browser care apare download. Deci cred că e din browser pe Discord. La o video 666. Ia fiți Face cut și acum îmi filmează o filmare. și săgeat. Și pe lângă asta, omul meu are un bag la Bandicam, că era să zic obies dar scrie mare și frumos acolo Bandicam. El când dă drumul la filmare, o secundă nu-i se vede uh webcam -ul. De ce ai făcut cat la filmare? A? De ce ai făcut cat la filmare? Nu cumva ca să pornești înregistrarea aia? Iată ca să se vadă unde mă duc cu ea. Mergem aici Adineaur erai pe Discord Browser. Acum ești pe aplicație. Și dăm click. Și se dă și s-a dat și zoom. E filmare păstă filmare. Tu acum te uiți la filmarea în care ai dat clipă pe chestia aia și ori este o filmare editată în care ai pus acolo copiat de pe profilul meu video 666 ori ai făcut un cont cu numele meu și l-ai conectat pe contul ăla de Discord, adică un profil fals cu un YouTube fals. Și în momentul în care ai dat un click, ai făcut cut pe editare și ai dat un refresh pe pagina canalului meu ca să apară ca și cum ai accesat canalul. Frate, da, s văzut Și de ce nu se vede bara de înainte, înapoi, home și refresh? Deja am dat răspunsul, pot să închei aici. Dar vreau să mai râd un pic. Și uitați că ne duce la canalul meu de YouTube. Exact, este canalul tău. YouTube. Exact cum a făcut și Los pe aceeași greșeală a făcut-o și el. Deci cum e, mă, contul meu ăsta? Cum pot eu să mă conectez la contul tău pe YouTube? Practic nu te conecta la contul meu, tu doar ai accesat canalul. Nu te conecta cu contul meu, că n-ai parola. Ai tu alte conturi, dar pe -al meu nu-l am. Ai tu vreo 50 de conturi lege. De pe unde... Discord fals. A... Din nou. Am văzut diversi... Iar a dat omul meu drumul la filmare. De deci, ce în momentul în care filmezi un videoclip, de ce oprești filmarea de atâtea ori? Nu știi să dai cat? De deci, ce el efectiv a pornit filmarea aia falsă? Că i s-a văzut de două ori. Bandicam-ul ăsta. Deci omul meu mi-a filmat o filmare editată a făcut, a oprit acolo ca să nu se vadă când a oprit media player sau ce are el VLC-ul. Uh, prin Și acum apare doar o dată. Deci ăsta filmează filmare peste filmare, dă drumul iar la filmare, nu e în stare să falsifici o chestie. Deci o chestie mai bună puteam să-l iau pe Toxic care are 13 ani și e haterul meu de atâția ani, de mi-a făcut și distrecut și făcea o chestie mult mai reușită comentarii care susțin că oricine se poate conecta la orice cont de YouTube și că eu mă pot conecta cu contul... Cu... Eu n-am spus asta. Eu am zis direct. Ai făcut un cont așa, ai tăiat filmarea și ai băgat după ce ai refresh pe pagina canalului. Contul meu... Eventual poate internetul și tras prin sârmă sau ai calculatorul mai slăbuț și de-aia durează mai mult refresh-ul. Ca să te bagi înapoi, ca să te bage pe pagina mea. Simplu. De Discord la contul lui Lospa de YouTube sau în cazul ăsta ar spune la video. Hai mă să vedem dacă se poate, nu vreți? Mă duc aici la Settings, la Connections și aici îmi, aleg, îmi dă să aleg ce conturi conectez eu la Discord. În fiind vorba de YouTube... Ia uitați, îmi cere să mă adaug din conturile mele, ori dacă eu nu știu parola de YouTube a contului lui Lospa sau a... Hai să apar acum Um, ce conte la Filipescu Radu nostase Da, nu înțeleg ce poze acolo Poate iarăși face ca atunci în filmarea aia când l-am prins Și apare la 50 de conturi Alu Ovidiu, cum aș putea eu să da le adaug contul Dă da click oare pe adaug cont sau nu dă Pe lor de YouTube la un Discord fals Chiar vreau să Discord fals? Cu YouTube fals? Ei tăiat acolo Filmarea când ai dat refresh pe canalul meu. te a băgat pe un cont fake de Ovidiu666 Ce ai mai pus tu? Și ai mai avut un tab deschis și ai dat refresh? Nu s-au văzut taburile acolo deschise, nu s-a văzut bara de refresh? Ce aia a fost? Vreau o explicație pentru asta. De deci... Ia explicația. Eu nu pot conecta la Discord decât conturile mele. Dacă Dai. mă duc la ele o să-mi ceară deja parola de la cont Vedeți foarte bine Deci n-am cum, nu am cum să conectez conturile altora de YouTube La de parola vezi. de la pentru asta Așa? Deci eu nu pot conecta la Discord decât ai cum. De Nu de am cum să, după să după sunt acești el, fanatici okay. ai lu Los Pașa lui Lospa și video Să zică ei ceva de hate mă. Orice Așteptăm, deja ți-am zis Nu mai ai nevoie să obosească lumea Deja omul e nervos aici Deja iese afară Furia, frustrarea Bătu, tu dacă știi că ai dreptate, nu te enerva în halul ăsta. Dacă, într-adevăr, păreau chestii false cu tine, luai măsuri. Dar sunt toate ale tale. Toți ăștia care vin ție și ți-au sunt conturile tale. Toți ăia care au avut mesaje cu alte fete și zici tu că sunt alți oameni, nu. Tot tu ești. Ce ar fi, oricâte dovezi ar fi, ei trebuie să zică ceva contra. Bă, puteți să spuneți, dar nu înseamnă că ceea ce spuneți voi are sens. Pentru Așa și în cazul tău. Îmi place că omul meu se contrazice foarte mult. Hai să lăsăm așa, că și așa deja i-a sărit un pic o Deja încep să-i apară riduri, transpiră pe la frunticică, pe la năsuc, pe la obrăjor. Cine se uita la ampuii mei acum 10 ani știe de la ce personaj a fost replica asta pentru că v-am arătat că nu are niciun sens, da? Mm -hmm. Hai să vedem ce mai spune omul. A arătat o discuție de pe Discord la mine, la care arăta că sunt conectat la mai multe conturi. Întâmplător, mai apăreau două, trei persoane aici care au... Două, trei persoane? Frate, nici tu nu te crezi. Nu vezi cât, a, cât de mică e bara asta și câte sunt aici? Nu sunt astea conturile tale. Deci sunt pe cel puțin, aproximativ, 50 de alte e mail ai zis într-un video că unul e al lui unul e al lui unul e al ta, bă câte neamureai care s-au conectat pe calculatorul tău. Ce e la tine? Internet, cafe? Și pe lângă asta, de ce au rămas e mail salvate? De ce nu le-ai șters? De ce au rămas memorate? Că din câte știu eu, rămâne e salvat, chiar dacă nu-i dai tu să se salveze, rămâne e salvat în momentul în care dar mă rog, rămâne și parola, nu știu, nu, nu parola nu, dar e rămâne trecut acolo în momentul în care ai, a fost folosit de mai multe ori. Dar oricum, câte neamuri ai frate, te-ai dus în toată țara și se căuta rudele și calculatorul tău internet cafe, nu cap atâția oameni în cocina asta în care locuiești tu. Cine ar veni la tine în vizită și s-ar conecta pe calculatorul tău? Nu mai suntem pe vremea aia de acum vreo 10 ani când uh, n aveam uh, internet și ne conectam pe alții să ne jucăm sau să intrăm pe Facebook sau pe Yahoo. Pe lângă asta, toată lumea are telefoane, fiecare are un telefon la el și maxim se conectează pe Wi-Fi-ul de la tine. De deci ce ar veni toți saferii tăi să se conecteze pe calculatorul tău? Ai numai bumării familie care au Nokia cu lanternă sau cum naiba. Bă, da Chiar așa alte vrăjel n-ai și tu. Mai bine ai tăcea din gură, ți-ai cere, ai spune, bă, nu mai vreau să vorbesc despre asta. Da, îl lăsăm în pace. Au alte nume. Pur și simplu. El face clipuri în care, în clipul ăsta, el a oprit și a repornit Bandicam-ul cum a făcut cu filmarea aia falsă, pe care oricine poate să o facă. Și eu vă demonstrez, nu tai nimic aici, vorbesc și o oră dacă e problemă, nu mă deranjează răspund la fiecare secundă pe care el o spune. Mă aștepta să vină cu acuzații mai bune. Sunt o grămadă de oameni pe YouTube care mă urăsc, dar tipul ăsta are cele mai invalide argumente. Nu decât numele meu și am spus că alea sunt rudele mele. Cum poți dovedi să spui că nu este așa? Iar restul... Dovedește -mi tu mie că ai 50 de rude, pe puțin 50 de rude care n-au telefon să se conecteze de pe telefonul, de pe telefon pe Wi-Fi și se conectează pe calculatorul tău. Care apar acolo sunt conturi cu numele meu. Dacă erați așa de convins că sunt conturi false, de ce nu m-ați lăsat să le arăt pe toate? Pentru că te-ai deconectat tu în momentul în care te-a filmat, făceai, băie, sunt conturile mele, nu vedeți? E tăcut n ai mai spus nimic. Cred că ți-ai deconectat microfonul și apoi ai ieșit și ai spus că ți-am spart noi contul de Discord. De ce ți-am spart contul de Discord și te-am scoate din apel în momentul în care ne arăți că ai 50 de e mail Ești foarte în urmă așa cu tărtăcuța. Te până la capăt. Și din nou, cine e cu aici? Ăsta care minte, exact aici cum ară cu degetul, că mai am un pic și bag, îl scobesc aici în rechi, dau câște la o parte. Cine e aici imbecilul? ăsta care n-are dreptate și se cacă pe el degeaba și e nervos sau eu care sunt super lejer și vine să râd la 12 noaptea filmez așa ceva. Că vi le arătam. Nu poți să spui că asta e o dovadă pentru... Ok, hai ca aici încearcă să se scuzeze. Am spus ce aveam de spus, hai să dăm un pic speed up până se nervează iar pentru că o dovadă că eu am conturi false. N-ai cum. Poți să spui asta doar în cazul în care pe mine m-a părea conectat la unul din conturile alea care ci că mă susțin el în comentarii. Și apropo de conturile alea. Poți să le derulezi. Puteți să derulezi mai jos că găseam e de la aceste conturi. Și ajungem la discuția pe care v-am zis-o eu. Toate mesajele astea veneau simultan. Eu le răspundeam cu Salut Felipe și hai să vă zic o chestie tare. Nu se vede după ce cont s-a conectat, unul la mână. Nu se vede pe ce... Sau... A, nu, nu, nu. Greșeala mea. Greșeala mea. Aici el a filmat videoclipul meu, probabil. Că, uite, sunt chestiile la care m-am uitat eu. A, da, e filmarea mea asta. Bă, scuzați. Am crezut că a intrat pe videoclip în comentarii. Fix când... în, în care am spus că mi-a sărit în ochi asta cu 0 secunde. Dar am răspuns eu atunci pe moment. Ideea e că eu le-am scris tuturor cum i-am scris lui ăla. Sal Felipe... Și au retras mesajele, le-au postat din nou și aveau toți 7, 7, 7. ăsta a avut 8 like-uri. Nu știu de unde l-a avut pe unul plus, cred că i-a dat cineva din greșeală. Hai să vedem ce spune Felipe aici. Trecem la următorul aspect. Da, video, sunt de acord cu tine că este foarte ciudat faptul că comentariile susținătorilor mei vin toate în același timp și au aceleași număr de like-uri. Dar ăsta e un lucru pe care îl puteai face la, bine, la fel de bine tu și cu prietenii tăi. Ce ga Nu neapărat, pentru că în primul rând, eu cu prietenii mei suntem mai mulți oameni și cu toții avem mai multă materie cenușie decât dumneata. Om la 30 de ani care ești sub nivelul unui preșcolar. Uh, în momentul în care ne apucam să-ți lăsăm comentarii veneau la un interval de timp. E ca atunci când afli că te-a cineva și vrei să te răzbuni. Nu te răzbuni în ziua aia, te răzbuni peste o săptămână să nu bată la ochi. Măcar atât. Așa și în cazul ăsta. Dar tu ai lăsat instant. Dacă, într-adevăr, aveam o grupare infracțională, ne ducea capul să lăsăm comentarii separat. Că a zis el de mine că și eu aș putea face la fel. Eu nu fac la fel că nu sunt atât de imbecil, ca să nu spun prost sau idiot. Ție și ce dovadă îmi dai tu mie că conturile astea nu sunt făcute de voi și sunt făcute de mine? Adică tot eu vin cu conturi un spam instant de comentarii, să mi le las singur. Hai să te învăț ceva. Dacă sunt conturile mele, dacă îmi las singur comentarii, să știi că nu rămân alea, dispar, din câte știu eu. Dacă e să-mi las singur comentarii, că nu merge pe YouTube să-ți las singur comentarii, să-ți las singur uh, like-uri, să-ți las singur dislike-uri. Eu nu cred că like-urile care îmi vin mie la videoclipuri sunt pur și simplu uh, like-urile mele date de pe 100 de conturi. Nu cred că miile de vizionări pe care le adun la unele clipuri sunt date din refreshuri. Pentru că voi în grup. El nu și asumă că atunci când e prins, dă vina pe prietenii lui imaginar, dă vina pe alții. Pur și simplu nu e în stare să-și asume nimic. Om la 30 de ani nu-și asumă nimic și o asumă un copil când e prins că virgulă copiază și o amuză își, și o amuză și o asumă o persoană care este prinsă că înșală, își asumă responsabilități oricine, mai puțin răducul la 30 de ani. Pare aia. La 30 de ani, vorba aia, unii deja au o relație lungă, o căsnicie, poate și o familie, răducul, în care ați apă penis. Care tocmai am demonstrat că faci parte. Neatinsă. Că la unii nu se rupe din prima, la ele neatinsă. Te și tu și Lospa. Voi asta. Chiar am vorbit cu un prieten. Așa este comportamentul unui om nefutut la, până la o vârstă târzie. acuzați mi limbajul. Asta este adevărul faceți? conturi false și încercați să... -mi... Deci tot eu fac conturi false acum și dau vina pe tine. Eu zic de tine că faci conturi false și zici că noi facem conturi false. Mai răducule. Pare că ești ca un copil de la de clasa a doua. dau exemplu mai cu copii mici pentru că... Asta e materia ta ce nu de aia ți-a cam plecat părul. Uh, cum se ceartă doi copii? Ești prost, tu ești prost, prostule, cam așa și aici. Ai conturi false. Tu ai conturi false, falsule. Înscenați mie chestii. Așadar, ipoteza... De ce ți-aș înscena? Că n-am nimic de câștigat de la tine. Dacă ar fi să înscenez. Înscenez lucutare care are 900.000 de mii de abonați, un milion și a fost cât paci să fie la pușcărie și a fost reținut 24 de ore. Înscenez chestii pentru cineva care are 2-3 dosare penale. Înscenez pentru cineva de la care își putea să ia o șpagă ca să retrag chestiile. Nu înscenez niște chestii pentru o persoană care pur și simplu respiră aer degeaba. Dacă astea ar fi conturile voastre și că intenționat intrați toți odată și dat. Dați... Deci intenționat, avem grupare și nu suntem în stare să ne acoperim. Hai că deja nici tu nu te crezi aici. Dar uite-te și tu în cadru când filmezi măcar. E nici măcar nu se uita, nici măcar nu se uită așa când vorbește. Hai, eu nu mă uit așa că mă văd pe mine că am aici obiesul, mă vedeți. Eu mă uit așa într-o parte că mă uit la mine. El nu se vede pe el când se filmează, că filmează cu alt program, n are monitor lat, n are două monitoare. Deci nu te uiți aici când vorbești, în pui, vei. Eu mă uit așa că sunt în cadru. Asta e? Nu și asumă omul meu. Bine, mie și bate becul ăsta în ochi, de asta e altă parte. comentarii unul după altul ca să puteți veni să spuneți despre mine după aceea că... Din nou, ne sincronizam și noi la 5-10 minute. Nu venim toți deodată. Uh, vedeți, nici măcar n-ai pe cine să, cu cine să stai pe Discord, să le dai share și să vii cu spam. Sunt pur și simplu conturile tale. Lasă-o încolo de treabă că nu te crede liberi. Vreau să văd dacă spui de faptul, uite aici n-am filmat eu. N-am filmat eu sau n-am făcut, de fapt n-am făcut screenshot-uri. Trebuia să fac screenshot în dimineața aia când ți-am răspuns că eram pe telefon. Când le-am lăsat tuturor s felipe Și ți-ai retras comurile și le-ai mai pus odată Clar că e un singur om care controlează conturile Că toate comentariile apar odată Da mă e un singur om dar de unde știți că sunt eu ăla Cum? Păi cine altcineva dacă e vorba de tine? Păi mai vine cineva să-ți ia apărarea Și asta stăm noi acum În loc să ne vedem în viața noastră de grătarele noastre De gagicile noastre, de relațiile noastre Stăm și ne pun și îți facem ție Fani fake Deci în concluzie, cum spune Felipe aici, el nu are susținători. Păi dacă ăștia care vin și iau apărarea sunt făcuți de noi, înseamnă că nimeni nu-l crede. Măcar de chestia asta e conștient că nimeni nu-l crede. Dove. Maxim vreo 2-3 psihopați. A, apropo, am uitat să vă arăt ceva. Aici. Îi pe acești oameni ajungi la vârsta Sinectuției? În primul rând, Vasile Traian este peste ei. El împarte mult mai multă lumină, iubire și înțelepciune decât acești doi oameni. Și în al doilea rând, m-au menționat și pe mine. Uh, o video 666, cel mai cancer video care este videoclipul meu. Codrin Bradea, poate pentru faptul că îl menționez și eu în videoclipuri. Sau am făcut video cu top moment, cu momente de la Codrin și că l-am creat pe WWE. Jocurile copilării ei. un tag pe care îl folosesc, cred că au și extensie de taguri, folosesc Bine, este și cel mai popular, printre cel mai popular ăsta acum. Mă mir că n-au pus și ceva legat de tutorial CSGO. Uh, jocurile copilăriei, din nou, o chestie pe care o pun în taguri, că am clipuri cu jocurile copilăriei. Top 10, hai că mai postează lumea top 10, dar și eu am top 10 jocurile copilăriei de se leagă aici. Și nu știu ce au mai pus. Las fierbinți, Horia Brenciu, Horia Brenciu, Noapte Crăciun, Versuri. Hmm. Au avea ceva extensie de Uh, taguri, dar din nou atât de înfometați sunt acești oameni cât se roagă de toți cei care văd videoclipurile lor să-i menționezi odată și îi bagă în 100 de clipuri și folosești tagurile lui Ovidiu666 folosești tagul cel mai cancer video de care a uitat toată lumea acum câțiva ani de zile hai să ne întoarcem aici a pot... ah, și pe lângă asta l-au menționat și pe Galu într-o postare pe comunitate o să-l menționez pe Galul Nangu. Pe Galul, știți vă ce care sunteți abonații mei. Galul care are o de abonați, îl menționez pe el. Vrei să fur public și de la Galul? Hai mă, las un col de treabă. E și el la început cu YouTube-ul și vrei să-i furi faima. Vreți să-i furați faima, faima că sunteți doi oameni. Doamne, ce țară trăim la fel de bine să spun că sunteți voi și astea sunt conturile voastre. N-am susținut niciodată că ăștia sunt susținătorii mei. Deci tu n-ai susținători, am înțeles asta. Prietenii mei, eu deja vorbesc 30 de minute. Chestia asta o las pe premieră mâine dimineață pe la 12. Nu-i cunosc. Nu prea mai e dimineață, dar pe atunci se, trezește se trezesc unii oameni uneori chiar și eu. Și apoi eu dacă am prieteni, stai din știi că ea nu se își pierd timpul să vă dea voca. Păi tu n-ai prieteni, asta e chestia Mentarii vreo 2-3 obsedați ca tine așa și cine îl urăște pe Ciprian Lospa, cum e neau, you know N-au de ce. Ba păi chiar mă critică pe mine că eu vorbesc în continuare despre acest subiect și n-am de ce să nu... Vorbești în continuare, uite. Vorbesc atâta timp cât există probe clare că acești oameni sunt niște handicapați și niște mincinoși pe care-i prins cu minciuna în secunda 2. doi. Și apoi, hai să consider. Hai să continuăm aici. Asta e filmarea mea sau a lui? Nu știu ce a filmat. Uh, un minut de râs, 99 Entertainment, ok, deci aici s-a uitat la videoclipul meu. Văd că s-a uitat din full screen. Hai să scot de aici speed up-ul. Oricum ziceai că e pe 200% că deja l-au apucat nervii. Dar după privirea lui se vede că e ce fac acum? Ce fac acum? Ca atunci când te cerți la școală cu un coleg și ăla ți două replică bune și vezi genul. E prinde o pe tine. Cam așa se uită și el. N-a zâmbit deloc. Bă, când ai dreptate, ești lejer. N-ai emoții. Ca la școală ca să înțeleagă toată lumea. Bă, când ești la școală și la oral, la bac, dacă ești, dacă ești antrenat, dacă ai învățat sau când ești la examen, când ești ascultat la facultate, că unii au licența, examen oral e la unii, cred. La unii e cu grilă, la unii e lucrare scrisă, depinde de ce faci acolo. Dar, în mod normal, când ai învățat și te ascultă, și foarte lejer. Când știi că e corect ce ai spus tu și ești pregătit. Omul meu e stresat că știe că nu crede nimeni. Și că e cu mincinica după el. Asta e nervos. Eu știu că am dreptate. Sunt super lejer. Râd. Râd când îi văd prostia. Teza valabilă. Ok, ați fi dovedit că eu am conturi false. Am dovedit de mult asta, dar și nu că ați fi dovedit. Asta dovedit. Poate ai fi avut dreptate că te-am înșelat, dar n-ai dovadă. Vedește faptul că eu am hărțuit și am amenințat fete? Nu! Puteam la bine să... Puteam... Dar ai furat identități. Vezi că n-ai voie să-ți faci conturi cu numele altora. Pentru că dacă îți în însușești... Însușești, însușești, așa... Identitatea altei persoane... E caz penal. Și o să ți se umble la rozetă, așa că ai grijă să nu dai de cei cărora le folosești conturile că s-ar putea să cărora le folosești numele și pozele că s-ar putea să să te trezești cu dosar penal. Plus că ai a comentat careva la un videoclip care el un dosar penal pe 2020. O să facă cineva, nu vă spun cine, dar eu chiar am un spion, un spion chiar foarte sexy, aici vorbesc serios. Nu sunt în gruparea pe care o spune Felipe, dar eu am un spion, nu personal, dar am un spion foarte sexy care pregătește o bombă despre Felipe, de-l stalkerește și află tot. Toate acuzațiile, toate victimele. Stați că apăsați pe clopoțel, că vin eu cu spionul meu sexy, că să vedeți voi după aia cum aflăm și dosarele penale pe care le are Felipe și tot. Aveți răbdare numai. Eu doar răspund la acuzațiile astea, bombele vin mai încolo. Vedeți ce bombă sexy de spionam. am. la fel de bine. Deja e curios Felipe cu ce bunăciune mai aduc. Mai și, mai freacă și el un pic așa când se uită la mine. Să am 100 de mii de conturi false și să fiu un om... Nu mai ai mult până acolo, până la 100 de ...care își vede de treaba lui. Ca că se auto-susține de pe niște conturi false. Ok? Nu văd unde-i problema Ok, cat, Deja-i venea să plângă Atâta timp cât nimeni nu a făcut plângere la poliție Că i s-a furat identitatea Păi el... n-a făcut nimeni că Ești inofensiv, ești un nimic ești. Uite așa Suflu praful de pe birou Asta spune aici Nu s-a autosesizat nimeni Pentru totuși fur de identitate cu ce face el da, frate, furtul de identitate este chiar o crimă și din de 11. Nu e crimă pentru că. Uh, crima e Na, să o omori, este faptă penală. Nu e corect, faptă penală, nu crimă. Eu știu crima e criminal, omor, ăla e care faci. Ucidere, aia e crima din câte știu eu. Deci e faptă penală. Dacă am spus ceva greșit, vreau să mă contrazic în comentarii. Mai puțin Felipe că ăsta n-are dreptul să se exprime, n-are dreptul la opinie. 10 luni de zile, nu știu dacă știi, dar a devenit pedepsită cu 6 ani de închisoare. Uite, vezi? Ia asumăți. După cum puteți vedea, deja a venit un videoclip, o știre prezentată de Digi24 care spune că deschide... Deja a venit, de 11 luni, da, deja a venit, e proaspătă, nici nu s-a așezat praful, e ca, e ca pâinea aia abia adusă. N-are nicio zi, e super bună franzela aia. Încă, încă, e, încă valorează 80 de bani, n-a apucat un leu jumate. Crearea unui cont pe o rețea socială în numele altei persoane este infracțiune. Da, deci chiar este infracțiune să pedepsește cu închisoarea. Dacă este infracțiune, oricine știa că a fost furată identitatea putea... Păi am spus, nu s-a autosesizat, cum am spus în clim, nu s-a autosesizat și nu ți-a făcut nimeni reclamație că dacă ți se făce. O curcai. -a să ducă la poliție. Bine, poate ai mai schimba și tu un nume pe acolo, ceva, un prenume, să nu fie chiar la fel. -a să mă... Dar nu ești atât de prost. Nu? A. E Felipe, totuși. Denunțe. Dar tu când susții că e furt de identitate, pe ce te bazezi? Poți să spui asta în momentul în care... I-a murit. Ok. Te bazezi în momentul în care... I-a făcut cat. Bă, nu pot să cred așa ceva. stați să verific un pic mesajele. Ok, așa. Hai Ia. să luăm spre exemplu persoanele care ți -a... Ok. Vrei să da, i-ai făcut cat așa a început altă filmare? Bun, hai să continuăm. Deci așa. Deci, fur de identitate hai și Hai să luăm acolo. spre exemplu persoanele care ți au comentat. A dat aici din nou star la filmare. Hai să vedem. Ție la videoclipuri și care tu spui că ar fi prietenii mei, deși eu ți-am spus că nu-i cunosc. Imaginari. N-am spus că sunt prietenii tăi, ești chiar tu. Că nu știu cine sunt. Sau prietenii tăi imaginari. Pot să fie conturile tale. Ca să spui că e vorba de fur de identitate, tu ar trebui să-i cunoști în realitate pe toți ăștia care apare aici. Leon, Sandu, Abigail, Ioana Patricia, Reposter. Și oamenii ia să facă un videoclip cu ei să spună, da, uite, ăla nu sunt eu, mi s-a făcut cont fals. Da, așa e, dacă, cum a fost în cazul Elodiei. Cu toții știm de Elodia care a dispărut și se... ne-am dat toti toții seama că bărbațul a omorât-o, da, era sânge în apartament, pe pereți în apartamentul în care locuiau cei doi. Tu vrei să-mi spui că trebuie să merg să-i caut Elodie cadavrul pundeva prin munți ca să zic uite mă că e moartă și după aia să-mi zici da, da, n-ai filmarea că a omorât-o cioacă. Și trebuie să mă întorc în timp să-l filmez pe cioacă în momentul în care au omorât-o pe Elodia sau cum. Cam așa și aici. Nu așa poți să dovedești că am făcut furt de identitate. Și să Așa este. Când vine uh, o femeie care a fost abuzată de un individ ca tine pe stradă, dacă n-a filmat în momentul ăla sau n-a filmat-o nimeni, nu merge, nu merge, nu merge așa. Nu, trebuie să fie neapărat filmare cum i-a intrat sau cum ai strâns-o de gât să se vadă clar că E mâna ta și n-a fost modificat un cadru, doamne Zicem mă, ca... le, le urcă, le le lungește și omul meu, ar apărea persoanele respective și ar spune că ăla nu e contul meu, foarte bine să meargă la poliție și să depună plângere și poliția o să spună cine Îți dai seama că stă să te caute persoanele astea, probabil că le văzut pe Facebook și aia e e în spatele lor și o să vedeți că nu sunt eu, pentru că dacă aș fi eu, nu i-aș trimite la poliție, nu are sens. Deci, oameni buni, dacă unul dintre voi recunoaște conturile astea care mă laudă pe mine în comentarii, recunoaște pozele lor, pardon, să știți că sunt... Îți dai seama, din o mie de oameni câți o să vadă videoclipul ăsta, 700, o mie câți ori vedea, clar din aia au mie, clar îi cunosc pe oamenii ăștia, mai ales o cunoști pe Abigail. Hai mă, cu toți o cunoaștem pe Abigail, cu toți avem o prietenă Abigail, ce naiba ei, ăștia din gruparea Ovidiu și cu ceilalți din gruparea Ui mei, de ce nu, uite, chestia asta puteai să-mi o bagi dacă era vorba de conturi de Facebook, așa vedem și noi ce prieteni comune avem și vedeam cine e persoana respectivă și o anunțam cu cont fake și cu asta, da? de așa, clar știm cine sunt persoanele alea, clar putem afla cine sunt ele să luăm contact cu ele. Ei fac chestia asta ca să dea apoi. Nu m-am uitat când au fost create conturile, dacă au fost create în perioada asta în care los o prins pe Felipe. A început să facă videourile despre el. Pe mine. Așa că dacă vă găsiți într-un cont din ăsta fals, mergeți la poliție și faceți reclamație. Eu clar, ea din 22 sau 25 de milioane de români cu tot cu cei din diaspora, unul dintre ei chiar clar se uită din alea 25 de milioane de români. Eu vă spun de vorbitor a... de limba română, mai ales Abigail. Ia sigur se uită. Asta pentru că știu că nu sunt eu și că sunt indivizii ăștia și așa o să-i prindem. Și tu n-ai nicio probă, Ovidiule, că în spatele conturilor lor la sunt eu. Da, sunt false, dar de unde știi? arată și tu o probă că nu ești tu. Bun. N-am probă cum ca ai fi tu. arată și tu o probă în care ești... nu sunt aletali. tale. dovedește că nu sunt ale tale. Dacă eu nu poți dovedesc că ești tu, dovedește tu că nu ești tu. Na, o luăm viceversa. Da, am auzit ce -am, ce am auzit, oare sau am înțeles eu greșit? Deci tu n-ai nicio probă, vidiule că în spatele conturilor lor la sunt eu. Da, sunt false, dar de unde știi că sunt... Deci, sunt false. De unde știi tu că sunt false atunci? A? De unde știi că sunt false? Ia dovedește tu că sunt false atunci. Da, sunt false. Bine, dovedește că sunt false. Eu cred că știi ceva ce noi nu știm. Sau știi, sau știi ceva ce noi știm deja. Oricum, deci... Tu singur practic ne-ai spus că n-ai niciun susținător. Sunt ale mele. Deci nimeni nu te crede. De unde știm noi că nu sunt ale voastre? Încă o dată te întreb. Ai vreo dovadă în sensul ăsta? Bun, deci acum eu trebuie să-ți dovedesc care nu sunt conturile mele. Vrei să intru și eu acum să-ți arăt ce conturi am eu? Am vreo 5 e cu numele meu și atâta. Dacă vrei, nicio problemă. O filme și chestia aia. E prins de gustor cistit. Acum deja o să-mi zică, n-a intrat asta să-și filmeze conturile, ho, 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 îți dai seama fix asta e. De ce acele conturi false au apărut doar în videoclipul cu tine și n-au apărut și la alte clipuri în care v-am certat cu alții? De ce le-am băgat doar la tine? Că dacă eu chiar am conturi fake, le folosesc la mai multe situații, nu doar la tine. Adică eu fac conturi fake separate pentru fiecare situație, ca am mai avut bifuri, da? iar vrea, uite dacă tot am adus vorba de persoanele astea două ajunse la vârsta senectutii, de și Vasile Treian este peste nivelul lor. Uh, sunt curios dacă rogeți să facă și ele videoclipuri despre Știți că era unul care hecuia serverul de 5M al lui Epic Shorty? Am avut bif cu el prin 2016. L-am mai avut și pe băiatul cu nume de mâncare, care avea un nume de mâncare numele său prin pe la începutul lui 2020. Chiar vrea să văd dacă băieții aceștia, băieții aceștia, oamenii aceștia ajuns la vârsta senectuției, uh, vor face videoclip cu salutare, cel ce ai făcut, i-ai stricat serverul de 5M lui ăsta, lui... Epic Shorty, salut cel cu nume de bancare Avem un inamic comun O video 666 Ne-a judecat sau ne-a caracterizat Nu, ne-a criticat în stilul său caracteristic Parcă așa zic ei Hai să vedem dacă o să vină și așa N-am nimic cu oamenii aceștia Da, hai zic, vreau să văd cum încep și ei să facă videouri despre mine Vorbiți despre mine? Păi eu și-o dreptul la opinie totuși, da ai și în cazul lui. Nu i-a făcut nimeni reclamație? Deja se vede frustrarea pe fața lui aici. Hai să fac asta mai mare. Aia, dar mă dau eu. Hai că mă dau eu mai așa. Deci deja hai să hai o hai în așa. sensul ăsta? Nu ne de cinstit. Hai și în cazul lui. Nu -i... Deja se vede frustrarea pe fața deja... Nu a făcut nimeni reclamație? Nu s tot. <laughs> să râd mai încet că să râd mai încet că interzis, bă -i, bă -i. <laughs> Ce pus suflat, e pus un copil de la mic de furajul care iau de la de gre. Hai bă să ți treacă. Să -ți treacă supărarea. Gata, 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 a trecut, a trecut, a trecut. Gata, 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 lasă-l, niștește te Za nimeni pentru totuși fur de identitate cu ce face el. Că, practic să-ți faci Nu e fals. Cu... Nu e, nu e fals. Bă, bă, doamne, fă cu semne. Cu stă A ieșit în cazul lui. Nu i-a făcut nimeni reclamație? Nu i s-au... s-au acordat toți mușchii faciali. Bă, cred că mai avea un pic și, -și luat statura și o rupea de birou. Nu s-a autosesizat nimeni pentru totuși fur de identitate cu ce face el. Că practic să-ți faci nu conturi e false. E... Nu, nu e fa... Nu e de fa... Wow. De identitate. Dar trebuie să dovedești că e furi identitate. A A identitate? Păi eu știu cu e furat identitatea. Mă apuc acum să cauți să caut toate ebigelurile posibile. Să-i spun, băie Ebighel, vezi că avem un prieten comun, Felipe, ne-a judecat, ne-a furat identitatea în stilul său, caracteristic. Identitate. Vidorele să dispară că merg la poliție. Hai știe, poate greșesc. Dar pe lângă că nimeni din cele. din victimele sale. Apropo, el aici spune că eu lucrez la profi. Eu nu mai lucrez. lucrai! Erau pozele alea cu tine. Bă, eu zic ce am văzut atunci. Dacă nu mai lucrezi, felicitări. Poate ai fost promovat la depozit sau patron, ești din nou antrenor de fitness, dar eu am zis faza aia cu profiul. În primul rând, nu, totuși, te învăț ceva, nu faci publice informațiile tale personale. Bine, te-a fotografiat altcineva atunci la profi, dar îți zic o chestie ca gest, ca să dezgropăm securea zboiului. De ce zici că ești antrenor de fitness și vinzi la profi? Adică, știi, știu că nu trebuie studii superioare facultate ca să fii antrenor de fitness. Un prieten are un prieten, deci cunosc pe cineva din satul vecin care este antrenor de fitness, a dat interviu pentru realitatea plus sau cum se cheamă acum apostul. Omul chiar o duce bine, dar omul n are studii superioare, nu are facultate și a devenit antrenor de fitness. Într-adevăr, ca în cazul lui Felipe de se zice că a fost dat de la facultate afară sau ce au mai spus alte victime despre el de cunosc, putea să devină antrenor de fitness, dar eu nu cred că unul care are antrenor de fitness, aia Mr. Olimpia cuțete, lucrează la profi. E ținutul locul cuiva sau cum? Lucrez la profi de 5 ani de zile. De 5 ani de zile, dar acum 2 ani ți-a făcut careva poza aia. Mm -hmm. Acum, chiar acum 2 ani când te-a făcut los pe public, a aflat lumea de tine, cineva, te-a recunoscut după din vedere așa și când a trecut la profi ți-a făcut o poză. Deci eu cred că acum 2 ani sau 2 ani, era 2019, nu-i așa? acum doi ani tu lucrai la profi. Deci nu mai minți că îți crește nas nu mai minți, urât, îți crește nasul. Nu mai vine Moș Crăciun la... Vezi că Moș Crăciun nu e real, că probabil nici asta nu știi. Atunci când am fost la Ai Umor lucram la profi, dar asta e... Deci tot ai lucrat la profi. Păi și atunci ce zici că ești antrenor de fitness, Mr. Olimpia? cu 5 ani de zile. Eu nu mai lucrez acolo de mult și oricine dorește poate. <sus> să... Dar nu ne pasă, n a nicio relevanță acum. Din partea mea puteai să fii și agent FIA. Adică știi, noi nu despre job-ul tău vorbeam. Să sune la sediu central profi și o să se întrebe. Da mă că fix asta mă interesează pe mine, că mai ești tu angajat la profi. Aia mă, chiar asta mă interesează pe mine. Mă, eu n-am nimic că lucrez la profi. Am menționat chestia aia pentru că mi-a rămas în minte de atunci de când, de la clipul ospa de tu ce ai, de, da, antrenor de fitness, nu știu ce ai, facultate, încep a doua și crezi la profi, adică, da, mai faci tu un part-time, da, un student nu se duce la profi la part-time, măcar merge și el la un carfur, la ceva mai mare, da. Pe, dacă au un angajat cu numele în stase Filipescu Răducu și veți vedea că nu e așa, puneți mâna pe telefon, ce vă oprește? Puteți oricând să sunați la Incall Center și să am pus ambele mâini pe telefon. Întrebați dacă există vreun angajat cu numele ăsta și poate... Cu... Dar chiar nu ne interesează. Nu ne interesează. Cu ocazia asta vă spune și unde e angajatul. -o. o să vă spună unde am fost eu angajat și o să vă spună că am fost angajat cu 5 ani. Încul... Dar nu trebuie să sunăm că nu asta e subiect... Nu asta e subiectul omul meu, că e unul noaptea filmezi de o oră o dată, o informație care este falsă. Are un sâmbure de adevăr, dar este fals. Eu nu mai lucrez la profi de 5 ani de zile. Eu lucrez ca și antrenor personal, kinetoterapeut și masor. Asta lucrez eu acum. Masor. Masor. De la vânzător la profi ești kinetoterapeut și masor. Deși antrenor și kinetoterapeut și masor. Poate într-unul singur. Trebuie adăugat elementul X antreprenor. Uitați, stau în Dubai. Închiriez mașini cu 100 de euro pe lună. Să vă spun cum am făcut asta. Vă Pedro. vând cursul meu. Cine vrea să știe și am mai spus lucrul ăsta. M am simțit un pic ca Silviu Fire acum, nu știu de ce. Hai să dau înapoi viteză normală că vorbesc eu și e mult mai interesant ce a lăsat din vorbele mele decât ce zice el niciuna să meargă mai departe cu plângerea și și-a lăsat o baltă în ospa. dacă alea chiar n-au vrut să ia măsuri, să fie sănătoși, să fie amenințate în continuare atunci. Ok, I-a da. rămas un pic fața blocată. Deci, ce de apreciat, cât de cât a făcut mai pe moment reacția omul meu, adică da, a băgat filmarea aia, a făcut-o atunci, dar după cum a rămas așa, a rămas așa de nu știa ce să zică și a din aur și acum vreo 2-3 minute de râdeam eu, Uh, ori este reacție pe moment, adică n-a apucat să vadă bucata aia din videoclip. Ori a făcut mult mai urât prima dată când a văzut-o și acum cât de cât s-a mai controlat. Ca atunci când auzi o glumă, prima dată râzi, a doua oară ești un pic a treia oară ești. Vă înțelegeți? Hai să vedem ce mai e. Dar dacă niciuna n-a mers la poliție să depună plângere, cum dovedești tu că fetelele au fost amenințate? De unde știm noi că fapta... Da, așa e, trebuia să mă duc să te filmez în momentul în care... Le... Trebuia să vin la tine acasă, să-ți încălc proprietatea, să te filmez cumva cu o cameră, spion, ceva... În momentul în care le dai mesaj, le dai vocale sau trebuia să fiu și eu în trenul ăla în care îi făceai poze la curul aia. Așa e, într-adevăr, martorul mereu reuminte, Devine, este femeia că e așa dorit bărbatul, doar a răspuns dorințelor... Dumnezeu, ești de reproducere, așa este. Ta s-a întâmplat. Omul ăsta mentalitatea de țară și vă face pe mine țărani. Da, se vede cine stă în cocină. Uite, eu măcar mi-am luat glinschim ca să nu se mai vadă grajdul. Ca să vorbesc în limbaj polițienesc acum. Vorbim despre o faptă care nici măcar nu există. Voi trebuie să demonstrați că fetele le au fost amenințate de către mine. Pentru că dacă erau, n-aveau de ce să nu se ducă la poliție. N au primit mită, cum e cazul cu un dosar de a fost retras, va urma să vorbim despre ăla, au primit mită să retragă le tragă plângerea, le-a fost frică că poate mai trimis vreun nebun după ele, poate și asta, nu s-au dus de rușine, că ți-e rușine să te duci la poliție, mai ales ca femeie, că mai auzi cu... Hai mă, dă-l dracu, că ăsta stă în altă parte a țării, nu vine el după tine mai întâmplă și asta. Uite, ți-am dat deja trei exemple. Puteți să completați e, comentarii. Bă, dar eu vorbesc deja de o oră. Ai bine, făceam live cu răspunsul ăsta. Dar alungea mult că erau comentariile care curgeau. Premieră mâine dimineață, copii. Așa că, neața tuturor, deja e ora 1 când vedeți filmul ăsta. Videoclipul ăsta. Ora 1 după masa și îl filmez la 1 noapte. Nu e ca și cum. Și vedeți că de seara la 7 avem promovare. Ne vom juca pe CSGO First Side. Vă aștept pe live acolo la 7. Hai că mi-am promovat și live-ul pentru cine mai e aici. Cum le-ar cere bani ca să se ducă acolo. Nu e ca și cum n-ar fi absolut gratuit și deschis către toată lumea să mergi la, poziție la poliție să faci o pl La poziție, da, la poziție. Oricând, pe orice. Deja se enerva și se bulbe. Bă, eu mă bulbui, ca sunt eu un bulbăi, dar el se bulbe și de nerve acum. Ce subiect? Că te-am ameni o să, mai, o să mă mai uit tot. Deci când am o zi pot să mă urâtă, mă uit la cadrele alea de pe aici, pe undeva de unde, dai că nu mai dau o în urmă că pierd aici bucata. Când era el pot să uit să uită o show. Omul ăsta ar putea să facă stand-up. Stand -up. Uite, și eu m-am bulbăit acum, dar n-ai târziu totuși, e urul noapte. Bă, te rog eu, du-te mă la humor încă o dată, că ai talent de stand-up. Bă, te actor ceva, că ți-a ieșit totuși un pic de șinariu și lucrat acolo, ai putea să mă mai bine ce faci tu. Da, mai ai nevoie de antrenament un pic așa. că -am Decât să te faci terapeut, antrenor și masor. Mai bine te duce la actorie. Puteai să joci mai bine rolul de om normal. Purat identitate. Uite, eu măcar îmi el joc bine. Tu nu ești în stare să te prefaci că ești normal. Eu cât de cât mai reușesc. iată. iată. Merge. Și acum el nu se prinde de autoironie. Asta e. Fraților la poliție care credeți că eu fac așa ceva, de ce nu se duce nimeni? Oare asta nu arată faptul că și fetelele care le au spus despre mine că le-am amenințat știau că nu este adevărat? Pentru că v-am arătat niște videoclipuri în care niște fete recunosc că au fost plătite și amenințate de niște băieți de alul ca să spună chestia asta. Dar din nou, dacă era adevărat, de ce nu s-au dus mai departe la poliție? Cum mai e ușor să spui, oh, morților n-au vrut să meargă la poliție, hai să fie amenințate. Păi bine mă, dar încă o dată, ce probă avem noi că... Aici el deja s-a calmat un pic, i-au trecut nervii. Bă, eu am vorbit cam la fel în tot videoclipul. Mă rog, și am mai râs un pic. Ele chiar au fost amenințate. Hoțul neprins e negustor cinstit, spune Ovidiu. Bine, dar de unde știi că e hoț? Și că e... Nu e hoț, e criminal atunci. Criminalul neprins cu cadavrul e cetățean cu cazier curat, da. Agresorul cu victimă care nu-și depune plângere e cetățean cu cazier curat, da, în cazul ăsta. Este neprins, hoțul neprins, negustor cinstit. De unde știi tu că e hoț? Că vine cineva și îi pune negustorului în spate niște fapte care nu s-au întâmplat. Și regizează anumite chestii, asta nu înseamnă că e un hoț neprins. Pentru că nu s-a dovedit că este hoț, înțelegi? Acum dacă tot mă iei cu parabole și cu chestii de-astea. Zici și mie sensul expresie, calul de dar nu se caută la dinți atunci. Dacă tot îți place să le dai pe ocolite așa, o întorci ca la ploiești, dai în alte chestii. Zi zimi, hai că am crezut că am s o primit un pic, dar am dat eu dublu click. Sau stați un pic, mi-a scris tiranul? Nu mi-a mai scris. O secundă că... Ok, ok, ok. Stați secundă să-i spun cuiva că i-am trimis aici o filmare. Vedeți că am filmat cu Tiranolow un videoclip cu Minecraft. Și i-am trimis filmarea de la mine că o să fac aici. Uite, Stați să-i răspund. Ai primit acum. Deci ca idee. O să urmeze și un videoclip de la Tiranolow. Alt, uh, alt videoclip care urmează. Vedeți, 38 de giga are filmare. 20... Două... 30 de minute a durat să se trimeată că atât de mare a fost filmarea. Uh, o să urmezi un videoclip de la Tiranolou. Așa că fiți pe fază și la Tira ce videoclip urmează. Sper să iasă bine. Dacă nu este bine, înseamnă că -am, nu mi-am jucat rolul bine acolo în video. O să vă placă și ala. Cine poate să zică orice despre un negustor? Dacă să fie hoț cu adevărat, trebuie să se dovedească că e hoț. Până atunci poți tu să spui că este hoț, dar n-ai de unde să știi că e hoț. E doar părerea ta. Păi dacă îl vezi negustor cinstit, pe dacă nu îl vezi ca și hoț, zici că e negustor cinstit. Da, gata -ți. Mai zici ceva acum. Hai să lăsăm o viteză mai mare că deja... Deja ne apucă două noapte, deja e unu. Bine, am arătat la începutul videoclipului că am început pe la 12 să filmez, că n-am fost și eu plecat, dar... Uh, deja e 1 noaptea, așa că în loc să dorm și eu liniștit, dau și răspund ăsta. Aleas că m-am distrat destul pe ziua. Omul meu și-a făcut ner și mai avea un pic și plăgea în timp ce o făcea în grătar. Mă înțelegi acum? Asta îți demonstrează că logica ta este de este dezastroasă și că încerci să te dai deștept. Că... că deja se enervează. Bă, am observat un lucru la Felipe. Ce zice el de alții se aplică lui? Uite, îmi place. Deja mi-a furat niște vorbe. Chiar mă așteptam să zic. Uite, chestia... General, ce zice el de alții se aplică lui? Asta îmi place. E, e... o calitate să afli ce gândesc alții despre tine. Când în realitate ești doar o slugă ordinară a unei mafii. Bine, el este sluga se apropie. Și tu, și cu toți ceilalți, și cu Lospa, care nu aveți, voi nu vă ocupați cu nimic. Cu ce vă ocupați voi, mă, oameni buni, ne-a spus? Așa este, pentru că noi n-am fost fotografiați când lucram la profi sau unde lucrăm noi, n-am fost fotografiați când făceam masaj, când eram masori, când masoram. <laughs> deci pentru că n-am fost fotografiați când făceam masaj sau eram la profi vânzători, clar că noi nu muncim, pentru că asta e treaba, mai ales în cazul meu că sunt un gamer, cum spune Axum. Să treci taxumule. Subscribe la Axum, cel mai bun jucător de DBD din România. Hai că i-am făcut și lui promovare cu ocazia asta. Mulțumesc că dai ocazie de reclame, să fac reclame aici, Felipe. Deci pentru faptul că noi ăștia Stai că ziceam altceva De, de fapt stai că am zis bine Pentru faptul că noi gamerii nu ne spunem viața personală pe YouTube Înseamnă că nu există acea viață personală Trebuie să știi tu tot sau ce? Din nou, omul meu are mentalitate ca la țară Să știe, ca și viața la țară, să știe lumea De unde este, a fost acest vers? lăsați comentarii cei care știu să știe lumea Și ce de mine că s eu ăla de la țară Of, măi Felipe, măi Felipe, măi Felipe Stați, stați Hai să hai să mai mângâiem un pic aici Gata, gata Gata, Felipe, liniștește-te Liniștește-te Hai să continuăm Vreodată, uite, eu sunt terapeut Sunt masor, Sunt uh, instructor de nu, nici nu mai știa ce să zic acum Gimnastică, de sală Instructor de gimnastică, de sală Terapeut Masor ajut oamenii să se simtă mai bine, să slăbească, să scape de dureri, de probleme cu coloana, voi ce faceți mă? Și kinetoterapeut? Da, corect, omul meu are mai multe meserii decât ani în care a trăit efectiv. Cum vă câștigați? Stați că zice acum ceva mișto. Voi existența. De unde aveți... Fi antenă, dacă tu ne-ai arătat uh, actele alea cu... Cum că ești nevinovat că ne-ai arătat tu cazierul ăla de angajare. În primul rând, din câte știu, pe cazierul de angajare scrie pentru ce. Sau cel puțin, de fapt, te întreabă. Nu mai ți minte ce scrie păcazierul de angajare cum am angajat eu, dar știu că am completat în cererea aia uh, pentru ce vreau să lucrez și mi-a spus. Uh, M-a corectat cu un cuvânt că am folosit un termen și trebuia alt termen cum îl avea trecut în calculator. Nu știu dacă păcazierul de angajare scrie și pentru ce. Dar, de fapt, scrie. Nu stai mă că mai multe scrie. Ne mai arăți cazierul tău, arată-ne și pentru ce ești angajat acolo. Și în al doilea rând, ne e pe noi cu, cu ce lucrăm. Tu ne spui că ai atâtea servicii, servicii, atâtea joburi, ca să am un limbaj mai așa. Ai atâtea joburi, arată-ne o dovadă. Filmează și tu ceva că faci acolo. Și n-ai voie să te duci la sală, să tragi un pic de o, o fiară pe acolo și după aia să zici că ești antrenor de fitness. -te și tu te știi și filmează pe acolo. Dacă ți tu din adins să ne spui că ai atâtea joburi. vino o mă cu o dovadă. Stai să-i pe alții ce lucrează. Păi dacă îți spun ce lucrez eu. Îți spune Lospa cu ce lucrează el. Nu știu ce lucrează Lospa, dar oricine lucrează într-un domeniu mai mișto ca tine. Păi dacă venim noi toți ăștia de care zici tu și îți arătăm cu ce, în ce domenii activăm, îți faci cruce. O să, o să ne pup tălpile. Așa că temnă cu prostiile. Atât de mulți bani să vă luați laptopuri și... Acum deja e invidios că avem laptopuri. Eu n-am laptop, am un pc mai vechi. Recunosc că am un PC cu carcasă de tablă. Procesoare de gaming și... Deci deja e frustrat acum și că ne, ne putem juca ceva mai nou de CS Source. Știu eu de unde. Da, nu știe ce Source, el se joacă CS 1.6. De la părinții voștri, fain de, fain de voi atunci, da, nu e ca și cum eu m-am chinuit de mic, mi-am strâns din alocație, mi-am luat un... o tentativă de placă video prin 2016, după aia am mai strâns bani, mi-am luat calculatorul ăsta, am muncit, mi-am rupt și o cărca uneori, mi-am luat green screen, mi-am luat asta într-adevăr, clar am luat de la e-mail și nu mi-am rupt cârca sau n-am stat să fac videoclipuri, să fac vloguri. Nici de cum, nu de acolo. Dar părinții voștri... Nu e ca și cum de fiecare dată când uh, uh, am primit o sumă de bani și mi s-a umplut golul de donații de live-uri, nu s-a... Deci de fiecare când mi-ați umplut golul de donații, chiar am făcut chestia aia pe care v-am -am promis o vouă acolo. De... Și de multe ori am venit cu upgrade-uri aici în calitate, fără să vă anunț. Am, am, am făcut așa surprize cu cameră nouă, cu lumină, cu green screen, cu microfon, cu astea. Hai să vedem ce ne mai zice. Stai că acum ne zice că părinții ne-au luat nouă. Uite, acum el ne vorbește de parcă el ar fi un adult și nu niște copii mici, deși el e sub nivelul nostru, adică se pune la mintea unor copii mici cum ne vede el. Adică totuși, știi, uite, eu am mai puține ani ca tine, Felipe. Tu ai 30, eu am 22. Dar eu la 22 de ani am avut mai multe prietene și mai multe tipe care m-au avut pe mine, crași. orice goluri am îndeplinit, tu n-ai fost în stare nici măcar o zecime din ele să faci. Așa că te lucu cu de... Ăsta e genul de om de care poți să-i spui, a, da, pe tine nu te-a pupat nicio fată și comentezi de alții. Cam așa trebuie să-i vorbești lui ăsta, ca la un copil de la mic. Încearcă el să pară acum adult, serios, dar nu iese. E ca atunci când se trezește cât un prost să facă pe deșteptul. Ca idiotul clasic care se trezește să spună la profesoară, doamna, exercițiul ăsta îl facem acasă? A, da, să vă dau tema, cam așa... Ciarcă Unde au atâtia bani ca să vă ia o chestii de astea? Ai nu spune că acum și părinții noștri sunt mafioți, hai că ești tare. Nu cumva sunt și ei băgați pe ceva interlopeală? Pe șmeche. Așa e, pentru că cineva te-a te prins cu mâța în sac, toți suntem interlopi. Tu ești singur om cu cazierul curat, noi toți și ele suntem interlopi, așa este. Cereală pe, pe astea? Hai că dacă vrei Cred că ăsta e deja genulat de hater care are impresia că cunoaște toată viața personal doar pentru că a stat 5 secunde pe live-ul meu. Ia zi Felipe, cât por la Adidas? Cred că știi și asta. Cât por la Adidas? Uh, Tricourile ce mărime mi le iau? Bine, asta mai spun eu ori pe live-ul. Dar las pe el, să dea cu presupusul. Zimi ce uh, ce dimensiune au cauciucurile de la mașina mea și cât consumă. Hai dacă știi atât de bine atâtea lucruri punem și arborele meu uh, genealogic, cum îl cheamă pe stră, stră, stră din partea tatălui atunci. Mă iau de toată familia voastră pentru că sunt sigur că și ei sunt niște șmecheri și niște mafioți. Aș face acum un mic drop, dar nu vreau să scam microfonul, așa că fac cu Felipe, noi măcar avem familie. Avem familie și anturaje și prieteni. Tu n-ai nimic. Exact ca voi și că... Ai coci în asta. Ei Vă i sonul la tot ce faceți. Eu cred că și tu ai niște pânizi nebuni de ai ajuns în halul ăsta. Sau poate ai avut niște traume în copilărie și asta e trist, dar în loc să te ridici, te-ai dus la nivelul petrolului, chiar mai jos. Ai dat de bedrock la minus 64 sau cât e stratul acum pe Minecraft ca să îi dau acum apă la moar să zic eu te l post de exemple din Minecraft. Da, Ovidiu, le m-am luat de familia ta, mâncați-aș gura. În clipul trecut nu, acum da. Acum nu știu dacă se referă de la Adineaur sau, mai de, sau din clipul anterior. Da, acum da, ai încercat să zici ceva. Ce poți tu să-mi faci în afară de videoclipuri de astea de căcat, unde nu dovedești nimic și doar dai din gură crezând că ai niște argumente, dar... Cam asta faci tu acum, Felipe, nu știu cum să spun. Tu dai din gură și nervos și frustrat. Eu, eu și râd, eu nu dau din gură. Eu chiar vorbesc, transmit un mesaj, vin cu dovezi și mai și râd de tine. Argumentele împreună cu cei care se uită acum la premiere. Salut chat! Ele sunt niște, niște presupuneri, niște ipoteze. Niște presupuneri, cum zici și tu acum, dacă avem părinți mafioți. Hai că deja te contrazici singur. Că te duci la bătaie, începi să te iei singur la palme? Așa faci și în situația aia? E fără niciun fundament logic și scoase din căpușorul tău ăla prost. Acum încearcă și să dea, zice, fundament logic, căpușor, prost. Combina aici bădărănia cu niște cuvinte mai premium pentru unii ca să pară mai inteligent și sunt singurele sale cuvinte. Așa e primarul de la mine din sat. Eu nu mai știu să zică act, hârtie, fișier, document, documentație, document, document. Am învățat un cuvânt nou, cam așa și ăsta. Tu atâta poți să-mi faci mie. Altceva nu poți să-mi faci. Dar ce vrei mă să vin să te bat? Chiar așa mă pun la minte. Atunci, nici am de, Nici n-am de, de gând așa ceva. Nu sunt atât de violent. Ți se pare ție că sunt violent? Eu sunt ăla care s-a enervat în videoclip de i-au apărut ridurile și s-a umflat o venă pe aici ca în mimul ăla și l-au luat transpirațiile aproape. <gântu -i> nu sunt din ăla, stai mă, Eu văd de viața mea, răspund la... Eu acum reacționez, uite. Reacționez la videoclipul tău pur și simplu. Nu mi-e frică de copii de tine, copii ca tine de bani gata. Copii de bani gata. Bă, Felipe, de-aș fi sincer, cu pațești începutul tău de chelie, mi-aș fi dorit eu să fiu copil de bani gata. Că dacă eram copil de bani gata, nu mai făceam uh, live-uri cu cs ul 6. Aveam și eu un studio de gaming ca lumea dacă era așa. Așa am și eu un green screen. Bă, chiar mi-aș fi dorit să fiu copil de bani gata, dar vă zic sincer. Eu când eram mai mic eram chiar boschetar aproape, adică nu beru și de să zic. Copil de bani gata, puteți să întrebați pe Bă, dacă, dacă e vreun coleg din liceu să vadă videoclipul ăsta, poate să zică că eu aveam maxim două perechi de Adidas, aceeași pereche de blugi cu care veneam la școală și vreo trei tricouri pe care le purtam pe sub sacou, că era uniformă obligatorie. Copil de bani, gata. Mi-am luat mașina la 21 de ani. Copil de bani, gata. Un Ford Fiesta 2007. Copil de bani, gata. Bă, măcar dacă era o mașină nouă. Logan sau fiat, orice, era mașină nouă, dar un copil de bani gata și o mașină, din banii săi i și peste vară, o mașină de 1500 de euro. Ce am negociat e treaba mea, hai că s-a scumpit acum la vreo 2000 cu scumpirile astea, totuși, un copil de bani gata are o mașină din 2007, care nici măcar nu e de colecție, nici măcar nu e nemțească, e fabricată în România la Craiova, lasă o de poți să mă înjuri, să mă blestemi și să... Nu sunt violent. Da, te rog. Felipe, te rog. Stai mă, nu așa, nu aici. Felipe, te rog eu. Calmează-te. Felipe, te rog. Calmează-te. Calmează-te că... Te ia cu palpitații. Să inventezi chestii despre mine până îmbătrânești și mori. Asta nu... Eu cred... Tu deja ești îmbătrânit deja, adică... Te-a pus vârsta amprenta pe tine, deja începi să chelești. Lasă mă că... Noi să fim sănătoși, îți urez o viață lungă. Doamne ajută să trăiești mai mult ca mine. Iramași! mași, să bori o ta. Nu înseamnă că ai dovezi împotriva Am A venit cu acuzația, Iure. El se apucă să zică de alții că copii de bangat. A, socol de treabă. Copii de bani Copil de banga. Copil de banga are Un de Huawei spart. La spartă pe spate. De nici măcar nu mai pot să fac poze cu camera pe spate. Ca se vede așa o ceață. Pe telefon. Un copil de banga Are o monedă de un ban pe birou. Un copil de bani și a microfon de 300 de lei nici măcar a chiris, cum e la mod acum. Ata, atâta timp cât eu am, am dovedit la început o... A... Ai dovedit că e scopul de bani, gata. Port un training pe mine în acest moment, în loc să port ceva de la Gucci. Acestui videoclip că tu ești membru în organizația aia oricât... Cu ce ai tu, feti, mă, că sunt membru trăiți ar familia, că ai vorbit degeaba atata. Bă, dovadă că ești sunet superior. Tu ai dat din gură de degeaba, și am comentat videoclipul tău în care n-ai spus nimic real, ai dat din gură de degeaba, ai făcut, puteam să te pun pe mood, că exact aceeași valoare avea, puteam să te țin așa cu microfonul pe mood, hai să te dau înapoi să spune sonorul, puteam să te țin și așa că același, aceeași valoare aveau vorbele tale și uite că eu comentând nimicurile pe care le-ai spus tu, am făcut un videoclip amuzant, interesant și lumea după ce s-a bucurat. 10-20 de oameni cât se am acum pe premieră, toți au mai multe, cum să spun, mai multe zeci de puncte în IQ decât dumneata. Uite, toți am vorbit și civilizat. acestui videoclip că tu ești membru în organizația aia ori. Așa e, sunt și în securitate. Da e. Bunicu a fost securist. Răbunicu a fost în garda regală. Ră, ră, stră, 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 a fost uh, Vlațepeș. A fost uh, neam cu Vlad Tragea și el doi trei oameni în țeapă. Sau da, oh, na, el doar arunca cu sulița, nu își permitea luxul ăsta. Pe cât ai încercat să negi? Încă o dată... Negi. Negi ai tu, nu eu. <laughs> ok, asta a fost o glumă ieșoată, îmi pare rău, îmi cer scuze. Nu mă pot conecta la conturi de YouTube de pe Discord decât la conturile mele. Ori contul ăla e da, și contul ăla de pe care ai intrat ușa și de a click era tot contul tău. Un cont fake de pe care e pus tu numele ăla și e. Conectat la... Probabil l-ai șters ca să nu te caut, să nu te găsesc. Oricum, nu ne a arătat pe ce urele te-a băgat. Ai filmare peste filmare, nici măcar nu ți-ai cracat bine. Bă, aveam un tutorial cum să-ți crachezi action mirile. Din păcate am luat strike pe videoclipul ăla. Dacă mă știai de mai mult, puteai să te pe tutorialul de cracat Action Mirilis și scăpai de chestia asta să-ți apară aici uh, Bandicam. Folosești tu Action Mirilis, e mai profesională la. YouTube-ul tău, mă. Deci chiar atât de cretin să fii să nu-ți dai seama că te dai de gol și să scoți YouTube-ul ăla de acolo. Asta arată despre tine că ești un mafiot de carton, mă, un prost. Un mafiot, mâncați aici. Toți suntem de acum. Ia, l-am înjurat pe unul pe Instagram, sunt interlop aici. M-am luat de unul mai mic ca mine, i-am spus. Păi față palidă, coropișnițoile. Gata, mă, sunt interlop. mă, un nimeni. Deci nu mai... Uite, zici de că poți să te bleste. Uite că nu o fac. Tot tu vii cu vorbe de-astea, uite. Păi, dar chiar așa n-ai obraz, adică... Ne vorbești tu Lu de 30 de ani așa să vezi că la vine și zrupe rupe gâtul Hai fa tu pe și nu ai crede că mă încu Cu ce fac ma pe șmecherul bă nebunule că mă faci să-ți vorbesc curat. Uite bă că sunt lejer uite tu pe mine cu videoclipurile tale că te încui pe tine mai rău decât ești mă Da mă mă încui stai să iau acum achile de la mașina mea veche de 15 ani și mă acum am por bagaj O bă, băiatule ia un servici, du-te, lucrează Am, stai liniștit, nu stau la profi să zic da, nu, nu sca tine să zic că nu mai sunt de 5 ani la profi, dar de fapt probabil tot ceva de genul ăia. acum mai să încep să zic că sunt antrenor, masior, aia, aia, aia. Felipe și cu Johnny Cici ce mai sunt așa cu o grămadă de femei și cu o grămadă de slujbe. Deci Johnny Cici s-a inspirat după Radu Felipe cu câte slujbe a avut el, efectiv în IT, în astea, că văd că te pricep, fă o facultate, fă și tu ceva ce fac oamenii, nu mai fă găinării de astea. Aoleu. Dacă ți arăt ce calificări am, eu te sferii. Pentru că la un moment... Dar nu ți le arăt, că nu meriți, pur și simplu nu meriți. Eu am niște calificări pe care, cum să spun, o să ai și facultate, că nu faci ușor calificările alea, adică de deci, ce faci facultate? Tot îți trebuie calificarea aia să lucrezi de așa domeniu. Da, într-adevăr. Da, facultate când am vrut eu. Da, tot am învățat ceva după liceu. Mai util decât liceu. Tu nici permis n-ai probabil. Tu sigur dai sala de 10 ori și tot opici, pici. chiar Felipe are permis. Chiar îți curios. Mașina sigur n-are oricum. Tot o să fie. Dacă nu iau la luat părinții mașini, dacă nu-i băia de bani gata ca mine să aibă mașină. Vă mă umflu pe nea acum că mi-a zis că sunt bani gata. Eu care nu ori mă zic ca un boschetar, un băiat de bani gata, ca mașină veche de 15 ani și nici măcar nu-i nepțească. Prinși și băgați la pușcărie sau chiar omoriti că dați de unul cu adevărat nebun și vă omoară direct. Stați cum... Ne bați cumva un apropo că ești nebun și ești în stare de așa ceva. Cumva ne ameninți. Trebuie să o tulim. Gata, hai că am plecat de aici. Fac și eu ca el acum când face cat și dispare imaginea minți. Deci sfatul meu, stați cu minți și încetați cu toată masca. Gata, deja e nervos să sta vine și ne dă în cap acum. Bă, eu, eu te aștept. Vezi că am dat drumul la câine, nu la husky. Mai am unul de la din două la băie cât bine. Baftă cu ăla, vezi că e și mascul. Are tita mai cardan, mai grijă. S-ar putea să-ți placă. Carada asta, că nu vă merge. Cine te susține pe tine, Ovidule? O, se ia de oamenii care mă susțin pe mine. Ia să vedem. Mi se pare foarte amuzat că Felipe crede că tu, eu, Silencer, Los, Luigi și ceilalți nu avem altceva mai bun de făcut. Ok, nu este contul lui Felipe, ăsta e comentariu recent, cred. Dacă e de 12 ore, el a postat clipul acum vreo... Ieri l-a postat ieri, deci probabil de ieri comentariu și unul l-am văzut. Sincer, pe tip nu-l știu, nu prea l-am văzut pe live poate mi-a scăpat. Am un alt abonat cu Windows 10, în nume, în fine. Hai să ne ce zice de oamenii care mă susțin. Diferența dintre mine și el, facem acum cheiță drop. A, o să-mi zică, pentru faptul că chestia asta cu care am desfac eu sticlele de Desperados, Mere premium, ce naiba, că de bani gata, beau desperat, o să-mi pui mei o sticlă la o săptămână, e că sunt membru de partid, că e portocalie, că n-a era PDL-ul cândva și am fost membru în PDL și încă sunt, sau cine știe ce o mai spune. Oricum, diferența între mine și tine, Felipe, eu am oameni care să mă susțină, nu conturi fake ca tine, dacă am făcut să drop. Windows Security non-expert și cu Swarm legendarul. Deja s-a enervat aici, văd. Ambii membri în gruparea voastră. Așa este, ambii membri în gruparea noastră. Eu nici nu știu cine sunt. Bă, fără supărare, nu vă cunosc. E prima dată când dau de voi, poate... Poate cine știe, mi-ați mai scris pe privat pe Discord. Nu vă țin minte, dar oricum. a de cunoștință. Windows Security și Swarm. Pff, Stovidu, salut! Ok, deci îmi zice că deja-i cunosc poștii că sunt din... Gruparea aia acolo. Pe lasă mă raiba că sunt mafios, sunt interlop. Interlop că dorm în aceleași pijamale câte o săptămână. Pentru ce? Și cumpăr haine din carf. Stai că și-a pierdut ideea. Acum a făcut cat iarăși. Cine nu știe încă am arătat cine nu este Swarm ha Legendarul. Nu știu cine este Swarm Legendarul. Dar dacă te apuci să-l cauți pe unul pe Facebook să te iei de poze lui, ești vai de capul tău în videoclipul ăsta Luigi David Panfilo. Îți dai like și singur. Serios? dai like și singur. dacă n-ați văzut videoclipul, uitați-vă. Tipul ăsta a recunoscut el personal că el mi-a făcut conturi false, încercând ce să mă intimideze, să De ce din aur, când a intrat pe un profil era o poză și acum e poza asta? mă sperie, să mă facă să renunț la videoclipuri, nesocotind că Deci tu acum te pui la mintea unui, unui puștan, mai mic ca mine. Probabil are jumate din vârsta ta. S-ar putea să filmez totul să-l dau de gol. De Aia am cerut să vă arăt și asta pentru că... ce? Deci e clar, m-a și pe Facebook. Mai găsi ceva pe Facebook, chiar te rog să caut ceva pe Facebook. Caută-mă pe Instagram. Uh, Caută-mă... Cautam aici pe Instagram. Hai că mi-a făcut reclamă și la Instagram acum. Cautam-a pe Instagram acolo și găsești acolo chestii să mă dai de gol. Ce faci? Te-a pus să dai. Uh, să dai follow la toți oamenii care vorbăresc? Te-a pus să dai mesaj la persoanele pe care le-am etichetat și le întreb de unde il știi pe videuvie video? Ia spune cu cine e în gruparea asta mafiotă. Vai de capul meu, Felipe! Vai de capul meu! Hai să continuăm să vedem. Mai avem un minut. 40 de secunde de, de, bucurie. Eu am vorbit o oră jubate aici. Bă, dar m-am amuzat. Băia, la fiecare secundă i-am răspuns. Vreau să-l văd cum face răspuns la chestia asta. Hai că și așa nu aveam ce să poți dezbâie dimineață. Că văd că Swarm legendarul ăsta susține pe toată lumea care are ceva de zis împotriva mea și culmea că toți sunt colegii lui, frații lui de clan. Nu cred nu că mai e cineva care să facă videoclipuri despre mine care să nu fie în această grupare, nu vi se pare curios? Te a zic, mă copii mă, lăsați-o jos, legați... Oh, stai, zice mă copii, cred că zice de mine acum. Legați-vă da de altcineva, de cineva care nu are puterea să arate cine sunteți cu adevărat, că cu mine nu vă merge. Hai, găsiți-vă altă... Da, stai ca genul ăla de om cu care te cerți. Colegul ăla a futut în futul la cap din clasă ăla cu nasul pe sus care zice Gata nu mai e cu ce să mi-o întorci, mi ești net inferior și dacă i zic una cu poate mai proastă, gata, plânge Pă Țintă Ca bașa și n-aveți ce să-mi spuneți Bă, Vezi mă că ai greșit în clipul ăla. Nu e adevărat că am greșit așa. E contul vostru fake. Dacă trăiți din asta, trăiți, nu mă interesează, dar nu... Da, mă, trăi, mi-am luat, uh... mi-am luat o vilă cu piscină pentru că ți-am făcut un video la care am 1000 de views, nici atâtea. Nu mai încercați cu persoane la care nu vă merge, vă mânca vaci gura voastră. Ok, fii antenă, arată-mi o persoană cu care am încercat și nu mi-a mers și chiar mă opresc. Cu cine nu mi-a mers, și mie cu cine nu mi-a mers și mă opresc, ok, dar momentan n-am dat de persoana aia cu care nu mi-a mers să-i falsific ceva. Când o să dau de o persoană cu care pur și simplu nu o să am ce să-i zic pentru că știe să-mi întoarcă toate replicile, o să te anunț. Dar momentan încă nu mi-am găsit așa. Gata? Ma, atât am avut. Atât am avut, bă, mi-a plăcut. Deci mi-a plăcut stand-up-ul ăsta, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Mi-am făcut promovare la câteva clipuri, am făcut reclame la câțiva prieteni. Uh, Mi-am promovat și Instagram-ul pe videoclipul ăsta și seria nouă. Mamă mă, cât am vorbit o oră jumate. Trebuia să fac live cu chestia asta. Asta e. deci sunt interlop și am grupare, bani gata. E mai e ca mine. <coughs> Hai că vă aștept pe secțiunea de comentarii acolo pe chat, sper că v-ați prăpădit de râs acolo. Ne auzim mâine dimineață. Sau mă rog, deja mă vedeți voi. Hai, noapte bună și... Nu știu, o duminică sexy, habar n-am. les tuturor și nu fiți ca Felipe.